Hristos a înviat, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, în acest început de săptămână a muncii, să spunem, luni 7 mai anul Domnului 2018, la comuniști, lunea începea săptămâna, că începea săptămâna de muncă, dar prima zi a săptămânii la creștini e duminică. Dar comuniștii intenționat o mutaseră lunea ca să se uite semnificația duminicii, care era una, sigur, profundă religioasă. O să începem ediția de astăzi cu o întrebare profundă și, în același timp, mobilizatoare. Ce facem cu libertatea? Este și titlul unui editorial din Lumina de Duminică, Ce facem cu libertatea noastră? Semnat editorialul de Elena Gabriela Zamora, dar în același timp este o preluare, de fapt, această întrebare de la marele filozof român Petre Țuțea, care, spune autoarea, obișnuia celor care treceau pe la el să întrebe, obișnuia să pună această întrebare celor care treceau pe la el: ce faceți, domnilor, cu libertatea voastră? Frumoasă întrebare, frumoasă întrebare. Hristos a înviat, spunem și celor care s-au cuplat la pagina noastră de Facebook, bineînțeles, am dat binețe și celor ce ne urmăresc la Neptun TV și Radio Dobrogea. Deci, întrebarea este: ce facem cu libertatea noastră? Trebuie să facem bine cu libertatea noastră, pentru că Sfântul Apostol Pavel ne spune într-una din epistolele sale că libertatea nu trebuie folosită ca acoperământ al răutății. Cu alte cuvinte, nu voi folosi libertatea mea ca prilej pentru a comite răul sau pentru a păcătui. Asta este esența libertății creștine. Libertatea în creștinism trebuie să te ducă la desăvârșire și este firesc să fie așa. Noi, în adâncul sufletului nostru, avem adânc sădită această sămânță de a dori binele. Dacă te duci și întrebi pe oricine pe stradă, oriunde, dacă te-ai duce și ai întreba vrei rău, nimeni nu vrea rău. Nimeni nu vrea rău. Dar, sigur, din anumite considerente, numite ispite, se întâmplă că mai și păcătuim. Dar, în adâncul nostru, din fericire, Dumnezeu a sădit această sămânță a încolțirii și a doririi binelui, de aceea libertatea noastră trebuie să fie prilej de bine, prilej de a săvârși binele. Sigur, nu întotdeauna iese așa. Nu întotdeauna libertatea noastră generează binele, pentru că la mijloc omul este supus unui amp proces de manipulare prin ispită. Ispita este un amplu proces de manipulare a omului prin care acesta este momit, este presat, este îndemnat să aleagă să săvârșească răul folosindu-se strâm de libertatea lui. Și pentru asta, în rândul ispitelor, avem tot felul de plăceri, pofte. Va spune Sfântul Evanghelist Ioan că trei pierd pe om: pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții. Acestea trei pierd pe om. Prin urmare, dacă suntem conștienți de toate aceste probleme, eu zic să ne folosim libertatea pentru a săvârși binele. Pentru că, uite, în jur există ispite chiar la nivel de societate și de legislativ ca libertatea să fie folosită greșit. Vorbim în momentele următoare despre greșeala de a deforma familia. Domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a dat un amplu interviu în sfârșitul săptămânii trecute despre familie, despre referendum și despre parteneriatul civil. Domnul Bănescu a participat la Palatul Parlamentului la o dezbatere
organizată de Coaliția pentru Familie, pentru că se apropie acest referendum. Și domnul Bănescu a spus câteva lucruri esențiale în ceea ce privește familia, și anume, mai întâi Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase din România nu pot și nu pot recomanda, nu pot sugera nimănui validitatea unui parteneriat civil. Parteneriatul civil apare ca o formă alternativă la o instituție deja existentă numită căsătorie. Din punct de vedere legal, este o înțelegere care exclude termenul religios. Parteneriatul civil exclude binecuvântarea lui Dumnezeu din taina căsătoriei și presupune o înțelegere punctuală între două persoane care își asumă în fața unei instituții pur omenești și nu dumnezeiești, cum e cazul în biserică, faptul că vor merge împreună mai departe. Foarte bine surprinde domnul Bănescu decaparea, folosesc acest termen folosit de presă, decaparea religiei din cadrul familiei. Sigur că seculariștii, dorind să seculariseze tot spectrul social, au ajuns la familie. Și când au ajuns la familie, au zis ei, ce să facem noi cu familie? Că omul își ia soția lui încă din cele mai vechi timpuri, îndoială de la Dumnezeu. Păi să facem cumva să scoatem pe Dumnezeu din poveste. Și așa a apărut parteneriatul civil. Foarte bine spune domnul Bănescu și asta este. Este o excludere a lui Dumnezeu din ecuația familiei. E doar o înțelegere pur umană. E o struță cămilă, de fapt. E un fel de piratare a familiei, dacă mă întrebați pe mine, pentru că eu cred că familia nu poate exista fără Dumnezeu. O să vă explic și cum și de ce cred eu treaba asta, dar hai să mai vedem ce mai spune domnul Bănescu. Mai spune domnul Bănescu despre referendumul pentru familia normală. A spus domnul Bănescu că nu-i corect familie tradițională, ci familie naturală, normală, între soț și soție. În fine, asta este o nuanță. Nu noi, biserica, am numit familia tradițională. Mă rog, presa, când a apărut această inițiativă legislativă, presa a introdus în spațiu public ideea de familie tradițională. Nu, e vorba de o familie normală, naturală, zice domnul Bănescu. În foarte multe țări nu s-a luat atitudine în legătură cu definirea foarte clară a căsătoriei, spune domnul Bănescu, de aceea s-a ajuns la legalizarea căsătorilor homosexuale, prin urmare este necesar acest referendum pentru a nu ajunge acolo. O altă situație nefavorabilă este cea în care cuplurile homosexuale ar putea adopta copii. Situație pe care iarăși cultele religioase din România nu o pot accepta. Ce a mai spus domnul Bănescu? O întrebare, una din întrebări a fost despre educația sexuală. Cum vede biserica educația sexuală? Domnul Bănescu a zis că Biserica Ortodoxă Română este de acord la nivelul unor ore de informare pe care le poate face profesorul de biologie sau dirigintele în legătură cu riscurile reale la care se pot expune tinerii care încep o viață sexuală prea timpuriu și dezordonată. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române dorește să rămână doar la nivel de ipoteză implementarea educației sexuale în școli, deoarece copilul are nevoie de educație cu majusculă și nu de educație sexuală intensivă. A mai spus ceva domnul Bănescu că n-are nevoie tânărul normal de Kama Sutra ca să devină un om normal. Adică dânsul a vrut să ironizeze cumva această formă în care se întâmplă educația zis sexuală prin alte țări și în alte școli, unde de fapt este o educație spre desfrâu. Nu este o educație în sensul cu majusculă, cum spune domnul Bănescu, ci este o educație spre desfrâu. Îl învață pe copil cum să desfrâneze și cum să se protejeze de consecințele desfrâului. Nu îl învață să se înfrâneze, să devină un om echilibrat. Nu, îl lasă rob sexualității. De fapt, educația sexuală este o înrobire a tânărului în propria sexualitate. De ce? Evident că un om desfrânat, am mai spus-o de multe ori la această emisiune, un om care nu mai are frâu și este cu desfrâu, este un om consumist
și economia globală are mare nevoie de consumiști. Open society ăsta, open mind-ul ăsta care se propagă prin toate părțile, nu este de fapt decât o relativizare morală. Faceți fiecare ce vă taie capul, important e să cumpărați de la noi. Cam asta este esența. Dar, să revin. Spuneam că de ce nu cred eu că parteneriatul civil poate funcționa? Și cred că sunt o grămadă de dovezi, nu știu dacă s-a făcut vreo statistică, pe afară câte din parteneriatele civile au ajuns la adânci bătrânețe. Care este diferența între căsătoria religioasă și cea civilă? Diferența, sigur, este chemarea lui Dumnezeu în ajutorul familiei tale. Există oameni secularizați care nu au chef de Dumnezeu. Și pentru ăștia s-a inventat parteneriatul civil. Adică, domnule, să dăm și posibilitatea celor ce sunt împreună să-și împartă aragazul, mobila, drepturile sociale, asigurările sociale și alte trăznăi. Dar oamenii ăștia, în esență, n-au nevoie de Dumnezeu. A surprins bine domnul Bănescu. Parteneriatul civil este o formă de conviețuire fără Dumnezeu. Și nu o să țină. De ce? Pentru că orice căsătorie serioasă, orice luare a soțului sau a soției într-o familie, trebuie neapărat să invoce și religia. Și am să vă explic de ce. Pentru că este vorba de încredere. Iar încrederea în cineva, încrederea că poți duce cu cineva la capăt o normă, nu ține de iubire. Deși iubirea fundamentează căsătoria, o să spun un lucru care poate o să enerveze pe mulți, iubirea nu este suficientă într-o căsătorie. Că sunt o grămadă de tineri care se iau din iubire și eșuează. Iubirea nu e suficientă. Iubirea aprinde scânteia dragostei și fundamentează căsătoria și familia. Dar mai departe de iubire trebuie încredere și peste toate acestea trebuie un set de norme care să ofere această încredere că putem izbândi. Ca regulile de circulație. Când ieși pe drumul public, ai garanția că poți ajunge la destinație pentru că știi că acel drum este reglementat. Nu te așteaptă tâlhar la drumul mare, cum am văzut, din păcate, prin România, că se mai întâmplă și acum. Nu te așteaptă o circulație haotică în care fiecare trece prin intersecție când vrea, sunt niște reguli care sistematizează circulația într-o intersecție, sunt semafoare, sunt semne de circulație, știi pe unde să o iei, pentru că din loc în loc sunt indicatoare care la intersecție îți arată unde ajungi dacă o iei la dreapta și unde o iei la stânga. Cu alte cuvinte, regula este esențială în orice demers, dacă vreți, până la urmă, al vieții noastre, pentru a ajunge la destinație. La fel se întâmplă și în căsătorie. Dacă nu ai reguli în căsătorie, n-ajungi prea departe. Ori cele mai eficiente reguli din punctul ăsta de vedere sunt normele morale creștine. Pentru că norma morală creștină fidelizează soții unul față de altul și față de familia lor și față de copii, îi responsabilizează, le oferă normele și regulile după care căsătoria evoluând poate ajunge la bună destinație. Orice intervenție asupra acestor norme, orice scoatere din funcțiunea acestor norme, ca și cum ai lua un indicator de pe marginea drumului și l-ai arunca, și normal că în momentul ăla nu mai funcționează regula de circulație, duce la accident, duce la haos. Când doi tineri se căsătoresc, niciunul nu-și propune, sunt convins 100%, niciunul nu-și propune să se despartă sau să aibă un accident în căsătorie. Problema este că, așa cum se întâmplă și pe drumurile publice, accidentul apare din nerespectarea unor norme. La fel se întâmplă și în viața socială. Nerespectând niște norme morale de cele mai multe ori, ajungi la accident moral-social. Și din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu este, pentru mine cel puțin, singurul garant, adică are singur reguli eficiente care te pot scoate la liman. N-am văzut în alt sistem de gândire social, în alte legi, în altă parte, n-am văzut normele
care să îmi ofere această putere, până la urmă, de a viețui și de a scoate la bun liman căsătoria. Cei care exclud pe Dumnezeu din căsătoria lor, cu părere de rău, spun, n-or să ajungă departe. E ca și cum ar pleca, că toți suntem aici la malul mării și deja bate vântul și sunt niște valuri, e ca și cum am pleca într-o călătorie pe o mare furtunoasă, fără vâzle, fără vele, fără motor, fără elice, fără nimic. Și cu barca găurită de propriile păcate, știi? Păi, unde vrem să ajungem? Departe nu vom ajunge. Repet, normele religios-morale ale căsătoriei creștine, cel puțin că la asta mă refer în principal, sunt suficient de eficiente încât să îți confere puterea de a ajunge la destinație cu căsătoria ta. Altfel, bine, se întâmplă, repet, și în căsătoriile încheiate și în fața lui Dumnezeu, se întâmplă accidente, pentru că, sigur, oamenii se căsătoresc în fața lui Dumnezeu, dar nu e o condiție suficientă căsătoria, pentru că trebuie să mai și practici normele în care Dumnezeu te invită să crezi. Da, eu mă căsătoresc în fața Sfântului Altar, dar acolo nu e o poveste, nu e o scenă dintr-un film. Deși mulți tineri așa și închipuie că în momentul căsătoriei e un fel de scenă, de turnare de film. Filmul vieții mele, avem o pictură cu o prințesă și un prinț. Nu e chiar așa. Acolo este un început al unui drum foarte responsabil. Da? Faptul că există reguli și ai permis de conducere când ești pe stradă, nu înseamnă că automat ajungi la destinație decât prin respectarea regulilor, așa și în căsătorie. E bine că te căsătorești în fața lui Dumnezeu, dar trebuie să mai respecti și regulile pe care Dumnezeu le lasă ca să ajungi la capăt. Altfel, gândirea asta de tip secularizat va zăpăci societatea. Și uite, avem un exemplu în care oracila societății, și anume prostituția, dezumanizează. Ia să vedeți. Avem pe ziarul Adevărul un articol foarte interesant despre trista poveste a Angelicăi, o româncă prostituată la Amsterdam. Orașul ăla unde oamenii se stau cu gura căscată în vitrinele unde femeile sunt despuiate așteptând să desfrâneze. Mă tratau ca pe un gunoi. Un client chiar a urinat pe mine. E declarația șocantă și dureroasă a Angelicăi. Ce s-a întâmplat? În tribunalele olandeze sunt zeci de procese care judecă trafic de persoane și a ieșit la iveală un lucru îngrozitor. Multe dintre fetele zâmbitoare din vitrinele bordelurilor din Amsterdam au fost aduse din estul Europei de către proxeneți care le-au abuzat și le-au bătut. Beneficiile prostituției, când ni se spunea, domnule, să legalizăm prostituția, că e benefic. Ce-i benefic? Angelica ne spune că a petrecut 5 ani de coșmar în bordelele din Amsterdam, cum s-a transformat dintr-o adolescentă deșteaptă și ambițioasă într-o femeie de 22 de ani, chinuită și distrusă, pentru că i s-a propus, inițial, i s-a propus un contract, ia să vedem detalii pe articol, a fost amăgită de iubitul ei să meargă la Londra când avea 17 ani, promițându-i se un job bine plătit de hair stylist, fără să bănească, fata a fost vândută pe rețelele de trafic de carne vie și folosită ca o bucată de carne, pentru că în realitate prostituția asta face, dezumanizează femeia, o transformă într-un obiect, într-o jucărie sexuală a masculilor năbădăioși, desfrânați. Și proxeneții au grijă să-și protejeze investiția, în ghilimele, știi? Că asta mă enervează cel mai tare dintre argumentele zis pentru legalizarea prostituției, îl au și pe ăsta. Zice, dom'le, dacă legalizăm prostituția, vom putea lua impozite și taxe. Asta e, dom'le, grija voastră, să transformați drama unei femei în taxe și impozite?
Din asta ați ajuns să faceți bani? E o nebunie, evident, vă dați seama. Adică e ultimul argument care te poate enerva în toată cavalcada aia de argumente prost țintite că trebuie să legalizăm prostituția ca să fie bine. Cum să scoți bine dintr-un rău? Că nu înțeleg. La fel se întâmplă și în celelalte părți, că vorbeam adineauri de căsătorie. Parteneriatul ăsta civil cam tot acolo bate. Mă rog, e o formă mai elegantă de a zice noi putem și fără Dumnezeu. E, hai să vă văd. Hai să vă văd cum puteți voi să vă zliți pe marea învolburată cu barca găurită. Hai să o văd și pe asta. Da, mă rog, e dreptul fiecăruia să se urce în barca găurită și să o ia la plimbare pe mare. Nu, fiecare e liber să facă ce vrea, că vorbisem încă de la începutul emisiunii despre libertate. Să vedem câteva comentarii ale ascultătorilor de pe Facebook. Că am zis că emisiunea este interactivă. O opinie despre intervenția domnului Bănescu. Ați avut în emisiune. Într-un cuvânt, primește această scurtă poruncă, iubește și fă ce vrei. Da, dar trebuie înțeles bine porunca asta cu iubește și fă ce vrei, pentru că unii o citesc invers, fă ce vrei. Nu. Și nu mai uită de iubire. E vorba de iubirea creștinească, nu de iubirea de sine. Mare atenție că există și iubirea de sine, care e tot atât de periculoasă. Cineva ne mai spune, ne luptăm cu morile de vânt, ei luptă pentru a câștiga electoral, nu contează familie, moralitate, uitați-vă la ce se întâmplă cu cei care sunt în măsură să semneze o lege. Da, e adevărat, și o să discutăm imediat, mă bucur că ați venit cu acest mesaj, îmi deschideți calea către următorul subiect, și anume, cum anume politicienii cântând în strună păcatului, sau făcând voturi din păcat, ajung să destabilizeze societatea. Ia să vedem noi ce s-a întâmplat, că tot am avut anunțată cu mare pompă în Europa dezvelirea statuii lui Marx. Să vedem ce s-a întâmplat la aniversarea zilei lui Marx. Marele Karl Marx, uite, i s-a dezvelit statuie în orașul lui natal, Trier, în Germania, statuie, sigur, dăruită de chinezi, da? A luat de pe Euronews, statuia a fost dăruită de chinezi, dăruită, știi? Deci niște chinezi comuniști și oarecum capitaliști au dăruit statuia asta orașului german Trier pentru a avea acolo și ei pe marea personalitate născută în orașul lor, și anume Marx. Cu ocazia asta, domnul Juncker, cel care a fost criticat, somat, avertizat să nu facă prostia de a dezveli statuia lui Marx, domnul Juncker vine și ne spune cam așa. Mai întâi a zis că Marx este blamat pentru lucruri de care nu este responsabil și pe care nu el le-a cauzat prin ceea ce a scris. Acestea au fost cauzate de persoanele care au reinterpretat ceea ce a scris el, relevând chiar opusul ideilor sale. Cu alte cuvinte, nu putem să-l acuzăm pe Marx de racinele comunismului. Pe asta aș mai înțelege-o, că e ca și la Darwin, că și darwinismul a ajuns departe față de ce inițial spunea Darwin. Dar asta mai e cum mai e, dar domnul Juncker, nu despre asta este vorba. Mă rog, cei care l-au acuzat pe Marx de toate racinele comunismului, sigur, au făcut o greșeală, că el doar a avut niște idei. Problema lui Marx e alta, și am mai spus-o în emisiunea trecută când am vorbit de treaba asta. Problema lui Marx este că e anticapitalist. Ori eu nu mă pot gândi că un sistem capitalist, așa cum este Europa, îi ridică statuie unuia care a fost anticapitalist. Eu aici mă mir. Nu mă mir de comunismul lui Marx, care, sigur, el a pus bazele împreună cu Engels ale manifestului Partidului Comunist și că după aia a ajuns ce s-a ajuns prin Lenin și Stalin. Să zicem, am fi aici oarecum în rezonanță cu domnul Juncker, că, da, nu poți să scoți pe părinți vinovați de păcatele copiilor, da? Oarecum Lenin și Stalin au fost copiii lui Marx din punctul ăsta de vedere. Să zicem că nu poți să-l acuzi pe el pentru ce au făcut copiii lui. Bun, asta ar mai merge, dar nu asta e reala problemă. Problema reală este că domnul Juncker aruncă praf electoral socialist
și face o manevră electorală manipulatoare pentru a câștiga voturi prin treaba asta. Că știți ce se întâmplă de fapt? Ia să vedem ce mai spune domnul Iuncher. Ia fiți atenți la fraza asta, că asta dă la o parte perdeaua de pe manipularea ăstora care au ridicat statuie lui Marx. Ei au ridicat statuie doar pentru electorat. Ia ce spune domnul Iuncher. Misiunea vremii noastre este să îmbunătățim drepturile sociale. Că și Marx se lupta cu treaba asta, că se lupta cu capitaliștii. Uniunea Europeană nu este o construcție defectă, ci instabilă. Este instabilă pentru că până în zilele noastre dimensiunea socială a Uniunii Europene rămâne veriga slabă în integrarea europeană. Trebuie să schimbăm asta. Nu o să o puteți schimba, domnul Juncker, pentru că ați ales un sistem economic care din start nu oferă socialism. Capitalismul oferă segregare, oferă falii, oferă diferențe enorme între bogați și săraci. O vedem. Dar oamenii ăștia ce și-au zis? Faptul că Europa stârnește nemulțumiri este exact ce s-a întâmplat și pe vremea lui Marx. Marx a devenit celebru prin ideile lui pentru că au căzut pe un teren propice. Oamenii sunt foarte nemulțumiți de capitalismul de azi, cum evoluează el, și atunci normal că ideile socialiste prind. Și atunci băieții ăștia de fapt de la Uniunea Europeană fac o mare manipulare. O iau înainte. Ce, domnule, stai așa. Ce vor oamenii ăștia? Avem niște electorat supărat pe noi, da? Hai să-i cântăm în strună. Hai să-i cântăm despre socialism. Asta mi se pare absolut fenomenal. Că tu vii și susții capitalismul, proprietatea privată, ceea ce sigur generează liberalismul economic și tot ceea ce se întâmplă cu toate plusurile și minusurile lui, după care tu vii și spui, uite, la minusuri avem niște probleme, dar Marx a fost un băiat bun că ne-a arătat racilele capitalismului și noi trebuie să ne gândim și la socialism. Păi stai puțin că nu poți să bași două săbi în aceeași teacă. Hai să ne lămurim. Dar ei o fac asta, vă spun, electoral. Ei știu bine că pe continent euroscepticismul este în creștere. Brexit-ul a fost un semnal foarte clar că oamenii s-au săturat de o Europa care împarte inegal sau care duce la inegalități sociale. Liberté, egalité, dar fraternité nu prea mai e, solidarité și de-astea nu prea mai există. Și atunci îl reactivează băieții pe Marx în ideea să balanceze treaba. Numai că în povestea asta de a-l reabilita pe Marx, ei comit o mare eroare, că odată cu Marx reabilitează și tot background-ul lui. Pe că Marx vorbea de desfințarea capitalismului și în termeni violenți. Aici e problema. Nu poți să ridici statuie unuia care a fost violent cu capitalismul. Tu fiind capitalist. Știi? Că Marx a spus în opera lui că mijloacele de producție și proprietățile vor trece din mâna moșierilor, a burghezilor, în mâna poporului la nevoie cu violență, cu forță. Revoluția! Da? Ori dacă tu invoci statul de drept, n-ai cum să invoci violența și revoluția. Asta este problema. Nu... La Marx, problema nu este chiar, cum au spus unii, victimele comunismului. E puțin greșit pusă problema. Marx n-a omorât pe nimeni. Marx însă a îndemnat la violență contra capitalismului. Într-un fel, a fundamentat ceea ce copiii lui vor face mai departe rău. Într-un fel, zic, pentru că, sigur, eu pot să vin să spun, domnule, capitalismul e inegal, trebuie să o rezolvăm. Cum spune și Juncker. Ați văzut? Încheie chiar așa, încheie. Trebuie să schimbăm asta. Cu ce, domnule? Cu ce schimbăm noi instabilitatea Uniunii Europene, care este instabilă în dimensiunea ei socială? Adică solidarite, unii sunt prea bogați, alții sunt prea săraci, șomaj, de astea, capitalismul asta generează. Și cum vreți să schimbați treaba asta? Cu un nou totalitarism? Că tot ceea ce văd de la Europa în ultima vreme... Nu e nimic pe linie economică, ci e mai mult totalitarism ideologic. Deschideți-vă mințile, lăsați creștinismul în pace,
Cântați-ne în strună cu ideile noastre open-mindiste, căsătorii alternative, căsătorii de probă, parteneriate civile, tot ce am mai discutat noi. Păi cu asta vreți voi să schimbați? Păi cred că și Marx s-ar supăra, deși la un moment dat există o teorie că familia ar trebui desfințată, că stă în calea progresului comunismului. Da, pentru că și familia era totuși un element ce ținea de privat, de proprietatea privată, de personalitate, de identitatea ta distinctă. Ori ăștia la un moment dat vreau un comunist să fie toată lumea la fel omogenă. Deci, da, n-am înțeles cum. Aceeași manipulare electorală se întâmplă și în România. Oamenii ăștia sunt atât de dornici de voturi, atât de dornici de voturi, că ei pur și simplu ne iau de proști, se comportă ca și cum noi n-am ști nimic și ne aruncă praf electoral în ochi, doar așa, ca să le iasă lor interesele electorale. Și avem, din păcate, un exemplu negativ și la noi în țară, pe domnul președinte Iohannis, care, ia să vedeți ce spune despre referendumul privind familia. Domnul președinte Iohannis a fost pe la Ruse, în Bulgaria, și a fost întrebat despre inițiativa constituțională, asta cu familia, știi? Și zice domnul președinte așa, în Constituție scrie că cetățenii au dreptul la inițiativă și dacă au dreptul, el trebuie respectat. Deci, cum ar veni, domnul Iohannis nu se opune referendumului, dar, zice el, trebuie să fim atenți la luptele gvasii electorale. Aici e cumva opusul lui Marx, domnul Iohannis, pentru că el vine și ne sperie cu luptele gvasii politice. Au ce spune domnul Iohannis. Zice, este nevoie de foarte multă toleranță din ambele părți, fiindcă dacă pornim o luptă gvasii politică acerbă între susținătorii inițiativei și adversarii inițiativei, nu ajută absolut pe nimeni. Aceste lucruri trebuie tratate cu calm. Păi stai așa, domn președinte, că ne cam arunci praf în ochi și o să vă explic de ce. Orice idee în lumea politică va naște o luptă politică. Asta este esența democrației. Votul se pune pe da sau nu, funcție de preferințe. Asta cu luptă quasi-politică e așa o exagerare a domnului Iohannis, care să ne sperie pe noi, vai, referendumul tinde să arunce societatea în haos și în luptă. Domn președinte, poate nu sunteți atent un pic, că noi suntem atenți. De 25 de ani de când e tot libertate în România, ne tot luptăm, domnule, unii cu alții. Avem o luptă, nu quasi-politică. Asta o faceți voi, politicienii, în fiecare zi. Prin asta vă luptați cu Dragnea, Parlamentul și PSD-ul în fiecare zi. Și, mă rog, așa e în democrație. Pluripartidismul înseamnă și luptă politică. Na, ce să-i faci? Ăsta e jocul democratic. Acum, dumneavoastră, veni și ne speriați spunând, da, sigur, au... E tot așa un fel de trimitere la plimbare, știi? Dom'le, au dreptul la inițiativă. Dar nu putem să avem inițiative care aruncă societatea în quasi luptă politică, auzi? Dar voi, politicienii, că de 25 de ani vă luptați pe țara asta și ne-ați aruncat pe noi toți ceilalți în haos, asta nu o spuneți? Domnul Iohannis, asta nu se vede că de 25 de ani sunteți în quasi luptă politică, voi politicieni unii cu alții pe orice. Băi, zice unul A, imediat apare ălalt și zice B. Zice unul da, imediat apare altul și zice A, nu, noi ne opunem. Vine unul și zice să crească salariile, vine altul și spune nu, salariile să scadă, trebuie tăiate. Odată s-au tăiat, acum s-au ridicat, e haos, nici așa nu-i bine. Vine unul și spune să băgăm un impozit. Nu, vine altul și spune să nu băgăm impozit. Deci în contextul ăsta, domnul Iohannis, dumneavoastră veniți și ne spuneți că avem și noi o inițiativă și ne băteți obrazul că riscăm să aruncăm societatea în haos, că venim cu o idee. Dar ideile dumneavoastră, domnilor politicieni, de câte ori au aruncat țara asta în haos? Hai totuși să nu fim chiar atât de manipulatori, zic eu, manipulați și voi, dar mai cu perdea, așa, adică nu v-a învățat pe la America, pe acolo, cum sunt manipulările alea serioase? Că sunt pline manualele de jurnalist de manipulări făcute serios, adică
nu se prinde nimeni. Da, să zicem de Kosovo, ce manipulare a fost și atunci, să zicem de Orient și alte lucruri pe unde aveți dumneavoastră interese. Hai să nu ne facem de râs chiar la noi acasă, zic. Deși mimați cumva democrația, adică, da, în Constituție scrie că este inițiativă, deci România au dreptul la inițiativă, dar atenție să nu ajungem la lupte între noi. Păi, domnule, nu ne vorbiți dumneavoastră nouă, nu ne vorbiți de lupte, că luptele dintre voi au dus țara asta la balamuc. Mă rog, unii au ales din lupte, s-au ales cu domenii serioase și cu proprietăți serioase. Alții s-au ales cu balamucul. Și acum veniți și ne spuneți, mare atenție, că să nu aruncăm societatea într-o idee. Adică domnul Iohannis zice, bă băieți, sigur, inițiativă, dar hai să nu ne certăm, să avem grijă să nu ne certăm. Păi asta este esența democrației. Ăla spune da, ăla spune nu. Ce vreți mai mult de atât? Asta o faceți voi de dimineață până seara. Și acum veniți și ne spuneți nouă că, vai, să avem grijă să nu aruncăm societatea într-o luptă quasi-politică. Păi voi, politicienii, vă băteți între voi zi de zi, ceas de ceas. Minut de minut. Dacă mă uit pe știri, n-am parte în 3 ore să văd și eu numai știri serioase. La fiecare 2-3 ore trebuie să vină un politician cu o declarație belicoasă la adresa altuia. Și dumneavoastră îmi spuneți de luptă quasi-politică, care venea și ne spuneați de țopăială fiscală, electorală, nu știu ce mai spuneați pe acolo. Mă rog, sunteți politician, aveți dreptul să vă... Aveți imunitate încă, voi politicieni, aveți imunitate la ideile și la luptele politice. Nu vă leagă nimeni. Aveți dreptul să spuneți ce credeți dumneavoastră în Parlament fără a fi tras la răspundere. Asta înseamnă imunitatea politică în fața legii. Știi, când e vorba de urmări penală, trebuie să mergi în Parlament să întrebi că domnul parlamentar cu tare trebuie cercetat, poate a făcut ceva rău. Da, aveți imunitate și dumneavoastră îmi spuneți de luptă quasi-politică? Hai, serios, adică totuși ne las de copii sau cum? Cam așa a făcut și domnul Juncker, știi, a venit și a spus, nu copii dragi, stați puțin, nu la Marx e problema. Problema, știu, aia cu comunismul e la ăilalții, Lenin și Stalin. Bun, am înțeles, dar hai să ne înțelegem, zice, nu Marx e problema. Ba da, domnul Juncker, chiar Marx e problema. Că Marx a fost contra sistemului pe care dumneavoastră îl reprezentați și îl lăudați zi de zi la Parlamentul European. Și când v-ați dat seama că sistemul ăla a generat o problemă, veniți și ne aruncați praful în ochi, aoleu, stai că avem o problemă cu socialismul, cu solidarite. Tot asta ați vrut voi. O societate capitalistă în care... nu, voi ne vorbiți tot timpul de iliberalism, în care vreți ca liberalismul economic să domine planeta. Păi hotărâți-vă, ori sunteți liberaliști, ori sunteți socialiști. Ce sunteți până la urmă? Și până acum am fost liberaliști și ne-am dat seama că avem o problemă. Da, pozăm și zicem, vai, trebuie să fim puțin socialiști, că avem probleme sociale. Păi avem probleme sociale, că voi le-ați generat. Prin libertarianismul economic, libertinismul economic, că liberalism nu mai pot să-i spun, fiecare face câți bani vrea și cum poate. Și pe aia încep discrepanțele sociale. Păi ce facem aici? Ne aruncați praf în ochi chiar așa? Hai să fim... Credeam că politicienii de azi sunt ceva mai serioși, dar se pare că nu sunt departe nici de aia de fură înainte. Că și aia tot așa au ajuns la... Bine, aia mai hard așa, era cu închisoare, cu... poliție ideologică, ăștia sunt mai soft, așa, adică, ne preocupă și inegalitatea socială. Păi, dar până acum cu asta v-ați ocupat, s-o generați. Până cu asta ați făcut, ați generat inegalitate socială. Și acum veniți și ne spuneți că, să nu ne fie nouă una ca asta. Da, da, da. Zice Scriptura la un dat, la psalm, zice, vai celui ce zice bine, bine, ceva de genul ăsta. Adică, aoleo, ne îngrijorăm de ceea ce noi înșine ne-am generat. Păi, cum se poate așa ceva? Atât din emisiunea de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei, ne reauzim și mâine la emisiunea de Presat Presa. Să aveți o zi binecuvântată, Hristos a înviat!